Hello, hello! Hai să vedem pentru ziua de miercuri, 21 iulie, ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot și hai să descoperim împreună energia acestei zile folosind o singură carte de tarot. Avem astăzi șasele de săbli, o carte care ne vorbește despre nevoia de a ne calma mintea, de a aduce puțină pace în gândurile noastre și de a renunța la ceva, de a o porni pe o direcție nouă în modul nostru de gândire, în modul de exprimare, în felul în care vorbim, în felul în care procesăm mental lucrurile care ni se întâmplă în viața de zi cu zi. Astăzi, cheia succesului pentru tine va fi să analizezi atent situația, să faci un plan de acțiune și de-abia pe urmă să acționezi. E o zi în care trebuie să fii atent la detalii, să analizezi atât riscurile cât și oportunitățile în orice situație și să nu te pripești, să nu te grăbești. Pentru că aici cu șasele de săbii văd că lucrurile o să iasă în favoarea ta. Dacă îți asumi responsabilitatea pentru faptele tale, pentru deciziile tale, pentru vorbele tale și dacă îți iei doar un moment, o secundă să te gândești înainte de a acționa. Astăzi ai foarte mari șanse de succes în orice domeniu al vieții tale, și în dragoste, și în sănătate, și în afaceri. Peste tot poți să ai un succes fenomenal. Trebuie doar să nu acționezi impulsiv și să nu reacționezi, să nu te lași declanșat de reacțiile, vorbele, gândurile, acțiunile oamenilor din jurul tău. Aici tu ești capitanul propriului vapor. Tu îți iei destinul în mâinile tale și hotărăști în ce direcție vrei să o ia viața ta de acum înainte. Profită de această energie, folosește-te de această energie după cum consideri tu că este mai bine. Dacă ți-a plăcut această interpretare și vrei să vezi mai multe etalări de tarot, te invit cu mare drag pe canalul meu de YouTube unde am pregătit o grămadă de surprize pentru tine. Pa, pa!